Gara din Lille a fost evacuată după o alertă de securitate. Forțele de ordine au declanșat o operațiune în urma unui apel despre o eventuală prezență a unei persoane suspectate că ar fi un terorist aflat într-un tren. A fost delimitat un perimetru de securitate pentru a ușura controlele polițiștilor și forțelor de ordine. Accesul în gară este interzis. Călătorii au fost evacuați într-o zonă unde sunt în siguranță, în așteptarea reluării circulației feroviare. Gara din Lille este intens circulată de trenurile de mare viteză, care asigură, printre altele, legătura cu Londra și Bruxelles.